Subiectul pe care vreau să-l povestim astăzi e ceva ce pe mine, sincer, m-a fascinat și m-a uimit. Pentru că de când eram foarte mic, mi-am stricat ochii citind și citeam cumva împotriva, inclusiv împotriva alor mei, care aveau fixul ăsta prostesc că trebuia să învăț. Și ce făceam, mi-ascundeam cărțile în copertele manualelor de la școală și mă puneam și citeam de orice găseam. Și noaptea în pat, sub plapumă, nu știu, așa mi se părea mie cu mintea mea de copil că ei nu o să se prindă, îmi puneam plapuma pe cap, luam o lanternă și citeam. Și au fost o grămadă de nopți în care reușeam să citesc până dimineață. Și dormeam o oră, două, și pe mă duceam la școală. Și bineînțeles că adormeam câteodată și la școală. Nu știu dacă ai experimentat chestia asta, dar să dormi la școală e chiar fain. E una din cele mai faine experiențe și să te trezească câte un profesor țipând. Deci am pățit-o, colegi de-ai mei la fel, eram un grup de nebuni care, nebunia noastră, eram extrem de rebeli. În pauze, noi în loc să facem altceva, ne puneam și citim. Asta era rebeliunea noastră maximă. Și tot citind, am dat de niște cărți. Niște cărți care vorbeau și a fost prima oară când am întâlnit conceptul de meta, adică despre ceva de deasupra, știi? Și cărțile alea vorbeau despre personaje. O să-ți recomand și ție o carte să citești. Să vezi cum e haios, cum e viața unui personaj atunci când tu nu citești cartea, știi? Ce face un personaj atunci când coperțile cărții sunt închise? E, dar dincolo de chestia asta care e doar haioasă, am dat de niște cărți. Eram pasionat de cărți science fiction și am dat de niște cărți din cărțile alea citite de science fiction despre Egipt și despre mituri și despre istoria, hai să zic, mai puțin cunoscută a piramidelor. Și am dat de o carte care se numea Egiptul Secret. Ei, citind Egiptul Secret, am întâlnit prima oară mitologia aceea a egiptenilor cu zei, cu zeițe, cu poveștile lor și mi-a rămas în minte autorul și de la autorul respectiv am mai căutat și alte cărți și am găsit o carte care se numea India Secretă. Și în momentul în care am citit India Secretă, scrisă de același autor, din momentul ăla pot să zic că lucrurile au început să se transforme în viața mea. Și ce am observat, că aici vreau să ajung și probabil că ai văzut și tu lucrul ăsta, că viețile oamenilor seamănă ca structură, adică avem parcă o anumită organizare, o anumită ordine a evenimentelor din viața noastră. Și evenimentele din viața mea seamănă într-o oarecare măsură cu evenimentele din viața ta. Nu seamănă, hai să zic, întâmplările, însă ordinea acelor întâmplări, necesitatea acelor întâmplări este cam aceeași și în viața mea, și în viața ta, și în viața tuturor. Și treptat, sărind așa din carte în carte, am ajuns la un nene care se numea Joseph Campbell. Și tipul ăsta l-a studiat pe Eliade, una din cărțile cele mai cunoscute a lui Mircea Eliade, Istoria religiilor. A fost scrisă înainte de război și a rămas până în prezent un fel de carte de referință în tot ceea ce înseamnă cercetare în domeniul istoriei religiilor. Și pe lângă Mircea Eliade a mai studiat și alți istorici care cercetaseră mitologiile și a observat o chestie foarte interesantă. Vorbesc de Joseph Campbell. A observat că și a zis o frază care mie mi-a rămas în minte. Zic că în întreaga omenire a fost scrisă o singură poveste și că această poveste
se repetă în nenumărate și infinite moduri pentru toate personajele, dar nu numai pentru personaje. Această poveste se repetă inclusiv în viața noastră. Și el a numit, Joseph Campbell a numit personajul principal al acestei povești, care este viața, a numit personajul erou. Iar această poveste a numit-o călătoria eroului. De ce este importantă această descoperire a lui Joseph Campbell? Pentru că el asta a făcut. A descoperit ceva ce până atunci oamenii, hai să zic că nu dăduseră suficientă atenție acelui concept. A descoperit că această călătorie a eroului este un fel de hartă a vieții tale. E ca și cum cineva ar fi imprimat în subconștient o succesiune de etape, de evenimente prin care în mod obligatoriu trecem ca să ajungem la destinație, ca să ajungem acolo unde ne dorim. Și ca și cum întreaga noastră viață ar fi o călătorie care pornește dintr-un punct și vrem să ajungem undeva, iar în interiorul acestei călătorii, ca un ciclu, mai degrabă ca o spirală, în interiorul acestei călătorii, noi facem multe mici, trecem prin multe mici etape. Uneori stăm mai mult în anumite etape, alteori le trecem mai repede, iar și aici este lucru cel mai și cel mai important, fiecare etapă prin care trecem în această călătorie ne transformă. Fiecare etapă ne schimbă. Unele schimbări sunt minore, iar altele sunt drastice, sunt enorme. Ca atunci când poți să zici despre tine, sunt alt om. Iar alte schimbări sunt atât de mărunte încât aduc doar, hai să zic, mă simt același om, dar aduc doar o nouă încredere sau o nouă perspectivă sau pur și simplu o nouă abilitate în viața mea. Însă, cum ziceam, călătoria aceasta a eroului are ca scop ca la finele ei, pe măsură ce noi evoluăm în această călătorie a vieții, să ne transformăm complet. Și despre acest lucru, despre această călătorie a eroului vreau să povestim astăzi. Salut, văd că mai intră oameni și o să-ți povestesc, o să-ți dau detalii despre această călătorie. Știu că nu pot să-ți dau foarte multe detalii astăzi, e doar o oră din care deja au trecut 20 de minute. Însă vreau măcar, zic sincer, vreau să-ți deschid apetitul pentru acest concept. Pentru mine este fabulos pentru că îmi spune în ce etapă mă aflu și ce urmează. Cei care deja ați făcut masterul de NLP, știți de la primul modul o variantă foarte, foarte succintă, foarte, hai să zic, un rezumat al călătoriei eroului. Nu vi l-am dat niciodată foarte în detaliu pentru că sunt mai multe etape. Însă călătoria eroului, când o știi în detaliu, știi exact la ce să te aștepți, știi care sunt pașii prin care tu vei trece atunci când începi un nou proiect, de exemplu, pentru că absolut orice început este de fapt un început al unei călătorii. Și poți să zici că sunt mai multe grade ale acestei călătorii. Întreaga ta viață, de la naștere până la moarte, poți să zici că este o călătorie majoră. Deci ca și cum ar fi, imaginează-ți, cercuri concentrice. Cea mai largă călătorie a eroului este viața ta per ansamblu. În interiorul vieții tale, în interiorul acestei călătorii, poți să zici că sunt călătorii un pic mai mici, pe zone diferite de interese sau pe obiective diferite, de exemplu. Și în interiorul acestor mici sau medii călătorii sunt călătorii mai mici, lucruri pe care, să zicem, că ar trebui să le rezolvi punctual. Ca și cum aș zice, mini-obiective pe care ar trebui să le rezolvi zilnic sau săptămânal. Dar nu sunt acele lucruri transformaționale enorme care îți ocupă poate ani de zile din viața ta.
Însă călătoria eroului, cum ziceam, acest concept se poate regăsi și când te uiți așa la ziua sau la săptămâna din viața ta, dar și când te uiți la întreaga ta viață. E ca și cum ai avea, nu știu dacă îți sună cunoscut conceptul de fractali. Fractalii ce sunt? Niște forme care cu cât te duci mai mult și privești la microscop forma respectivă, cu atât acea formă mare care o vezi cu ochiul liber, când te duci la microscop, o vezi iarăși. E ca și cum forma aia mare e făcută din punctulețe care au ghici ce? Au exact aceeași formă ca forma mare. Și când e un asemenea punctuleț și te uiți la microscop la el, ghici ce? Și el e făcut la fel din punctulețe mai mici care au exact aceeași formă. Și tot așa de la o scală uriașă către o scală microscopică vorbim de fractale, adică de păstrarea aceleiași structuri, păstrarea aceleiași forme. Călătoria eroului este un fel de strategie, un fel de hartă a vieții noastre care își păstrează exact aceeași formă. Și mai e ceva interesant. Această călătorie a eroului cu acea organizare a ei, și ți-am dat un fișier imediat, despre el o să vorbim, această organizare se păstrează pe fiecare domeniu din viața ta. Că vorbim de sănătate, că vorbim de relație, că vorbim de, hai să zic, de carieră, că vorbim de bani, că vorbim de prieteni, de absolut ce vrei tu, de faptul că vrei să-ți construiești o casă, că vrei să, eu sunt în faza asta, că vrei să ajungi să fii cel mai bun fotbalist din lume. Habar n-am, nu contează. Aceiași pași îi vei trece. Bineînțeles, forma în care vei trece acei pași va fi diferită. Sorin, poți să beau din apa asta? Da, da. Va fi diferită forma de la persoană la persoană și va fi diferită va fi diferit conținutul întâmplărilor, însă succesiunea lor, ordinea lor, etapele respective sunt aceleași pentru toată lumea. De multe ori mi s-a întâmplat la cursuri ca oamenii să-mi zică: băi Marius, dar tu citești gândurile. În realitate nu e vorba de citit gândurile, ci e vorba doar de calibrare, ceea ce deja știm de la NLP, și e vorba de a cunoaște această succesiune de etape din viața unui om. Hai să intrăm un pic în detalii. Ok, întrebare. Toată lumea vede fișierul acela de descărcat? E un fișier pe care l-am denumit schemă, călătoria eroului schemă, ceva de genul ăsta. Apare? Se vede fișierul? Da, se vede. Trebuie dat pe ceva? Câteva secunde. Mm-hmm. Da, ok. Nu știu exact cum apare în interfața voastră. Sper că toată lumea îl poate vedea. Deci, dacă descarci fișierul acela, o să vorbim imediat despre el. Ciao, Andreea. Ia chiar, hai să vedem dacă dau eu așa. Se vede acum? Ție ți apare? Așa? Că, da, în loc de să mă vezi pe mine. Da, 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 ok. Am 15 secunde. Da. A apărut? Da. Bun, acum singura chestie e că eu nu mai văd exact comentariile și întrebările, dar o să le anulez din când în când screen sharing-ul ăsta. Ok, sper că toată lumea îl vede. Ia să mă uit. Da. O să-l faci, să dai scrișul numai la fereastra aia. Da, hai să vedem. Rămân, cum, uh, să
Vedem cum fac. În zonă de comentarii. Acolo. Și selectează doar bolda. Păi, asta am făcut-o. Nu, oricum. Nu contează, e ok. Dacă se vede, e foarte bine. Bun. Deci acum ai o imagine mai frumoasă în față decât imaginea mea, ceea ce e foarte bine. Și vreau să vorbim un pic pe ea. Eu o să mai întrerup imaginea asta, așa că dacă poți să ai pregătit și fișierul cel ce ți l-am trimis, e foarte bine, pentru că vreau să mai văd dacă mai apar întrebări. Bun. După cum vezi, am desenat un cerc. Acest cerc e simbol al reîntoarcerii, al faptului că noi de-a lungul vieții noastre călătorim și ne întoarcem, pornim dintr-un loc și ne întoarcem în același loc. Și de-a lungul acestei călătorii pe care noi o facem, și pentru asta vreau să te gândești la un obiectiv de-al tău sau la o problemă cu care te confrunți, sau pur și simplu la întreaga ta viață, la căutarea ta interioară, pentru că acest sistem îți permite inclusiv să-ți dai seama care este cu adevărat scopul vieții tale. Și dacă ar fi să anticipezi așa un scop al vieții tale pentru absolut toată lumea, aș zice că scopul constă tocmai în a găsi care este sensul vieții noastre. Joseph Campbell spunea un lucru foarte fain exact despre această întrebare. Scopul vieții nu este să ajung într-un loc sau să caut scopul în sine, ci scopul vieții este efectiv să trăiesc viața având în minte faptul că viața este un proces în continuă schimbare. Deci nu că trebuie să ajung la o destinație, ci că trebuie să mă bucur de drumul până la acea destinație. Nu este un lucru nou, adică teoretic este cunoscut acest lucru. Însă călătoria eroului te învață cum să faci asta. Și o să vezi de ce. Îmi pun și o foaie în față ca să pot să mă văd, și că nu m-am întrescut în oglindă astăzi, să văd ce freză am. Și așa pot să văd și întrebările voastre și mi-e mai ușor să vorbim. Ok? Dacă simți nevoia că ți-ar fi mai bine să vezi schema pe ecran, nu că e în regulă, am foaia, nu e foarte bine. Nu, lasă așa, e foarte ok. Ok, bun, primul punct al călătoriei eroului este momentul în care eroul tocmai se naște. Vezi bebelușul acolo cum l-am desenat, am găsit o imagine. Eroul nostru, și când zic de erou, ești tu. Deci, totdeauna când o să vorbesc despre erou, să știi că e vorba de tine. Eroul nostru se naște în lumea obișnuită, adică în zona ta de confort. Te naști în acea zonă în care te adaptezi foarte bine. Chiar dacă zona aia de confort nu este cea mai minunată, chiar dacă, eu știu, părinții tăi nu sunt cei mai înțelegători oameni din lume, însă tu ești deja în lumea ta obișnuită, adică în acea lume în care totul pare cunoscut, în care totul este normal. E acea lume despre care cuvântul cheie pe care poți să-l spui este: e lumea normală. Ei, lumea asta normală înseamnă, de fapt, dacă ar fi să nu faci nicio schimbare, înseamnă cea mai mediocră lume posibilă în care poți trăi. Adică, pur și simplu, acei oameni, și o să vorbesc un pic despre în etapele următoare, acei oameni care trăiesc în cea mai mediocră zonă de confort al lor, trăiesc și rămân permanent în această lume obișnuită. Pentru că eroul, după ce se naște, adică tu după ce te naști, prima etapă pe care urmează să o, hai să zic, să o trăiești după naștere, după, eu am pus acolo viața obișnuită, dar teoretic aș fi putut să pun nașterea eroului, era același lucru. Okay?
Deci dacă ai un pix, puneți acolo în paranteză, eu zic ca și cum o ai pe hârtie, unde scrie viața obișnuită, e de fapt e și nașterea eroului. Ok. Am pus de fapt, se vede în cercul din interior, în partea din interior a cercului. Ok. După această naștere în lumea obișnuită și cunoașterea cât de cât a lumii obișnuite, faptul că acest erou al nostru născut în lumea obișnuită, el trăiește un sentiment de adaptare, de confort, atât cât îi permite lumea aceasta. El e încă, hai să zic, copilul ăla inocent care nu știe ce urmează în viața lui. Ei, acest copil inocent nu știe că urmează să treacă prin cele 12 etape ale călătoriei sale. Unii oameni rămân toată viața aici, iar alții își aud chemarea. Chemarea este a doua etapă. Această etapă este obligatorie pentru toată lumea. Toate etapele sunt obligatorii pentru toată lumea. Însă o să vezi că există oameni care refuză chemarea. Vezi, a treia etapă se numește refuzul chemării. Refuzul chemării înseamnă, apare atunci când tu sesizezi că ceva nu este exact așa cum ar trebui să fie în obișnuit. E acel moment, de obicei în adolescență, când îți spui, vreau să schimb lumea. Nu-mi place lumea așa cum e. Tu te gândești, până acum câteva zile îți plăcea lumea așa cum era. Totul era în regulă în lumea ta. Nici măcar nu ți-ai pus vreodată problema că ceva nu e în regulă în lumea ta. Și brusc te trezești că există un moment în care îți vine să spui, vreau să schimb lumea. Nu mă mai mulțumește lumea așa cum e. Ah, ok, am învățat cum să o pun pe ecran. Sau nu. Ok. Nu te mai mulțumește lumea așa cum e. Și atunci dorința ta este să schimbi lumea și perfect. Și schimbând lumea, tu de fapt, dorind să schimbi lumea, tu îți accepți chemarea. Însă există foarte mulți oameni care refuză acea chemare. Toți trecem prin etapa refuzării chemării. Însă unii dintre noi o refuză permanent. Această refuză al chemării este de fapt momentul în care tu zici nu da cioara din mână pe pasărea de pe gard. Stai cu minte în banca ta. Nu te întinde mai mult decât ți-e placuma. Toate acele mecanisme, toate acele mecanisme sociale, proverbele, pentru că astea sunt un fel de control pe care societatea ți-l induce, ți-l impune, toate aceste reguli sociale te fac să refuzi chemarea, pentru că am fost învățați și societatea vine asupra noastră cu o grămadă de manipulări, mesaje din partea celor apropiați de multe ori, ca să refuzăm chemarea, pentru că această chemare este primul, hai să zic, primul test. Acceptarea chemării este primul test pe care tu îl vei da de-a lungul călătoriei tale. În momentul în care treci de acea perioadă de adolescență și apare chemarea, și atenție, chemarea respectivă poate să apară în N variante. Poate să fie, de exemplu, confruntarea cu o situație familială deosebită, pierderea unui părinte, sau poate să fie pur și simplu faptul că părinții și-au pierdut serviciul, sau poate să fie o boală, sau poate să fie, nu știu, faptul că părinții au plecat în America, în Spania și te-au lăsat singur acasă. Nu contează ce e. Chemarea e un moment în care tu decizi că trebuie să faci ceva cu viața ta, că ești special. Și eu mi-amintesc perioada aia din adolescență când credeam că o să schimb lumea, că trebuie să fac ceva imens, că trebuie să fac ceva super valoros. Și sunt convins că ai avut și tu un asemenea moment. Sunt convins că ți-amintești de un moment din viața ta în care ai zis sunt invincibil,
și sunt special, m-am născut pentru o misiune foarte valoroasă, ceva va fi extraordinar în viața mea. Acel moment este momentul acela al doilea de chemare. Acel moment are puterea de a decide tot ceea ce urmează. Și când zic asta, mă refer la faptul că acel moment va decide în ce direcție se va îndrepta viața ta. Eu, de exemplu, în momentul acela al chemării, eu îmi doream să fiu cosmonaut. Și am ajuns cosmonaut. Și am mai vorbit de chestia asta la cursurile mele. Acum eu mă simt cosmonaut. Adică fac foarte multe lucruri pe zone extrem de puțin explorate de oameni. Sunt de multe ori pe planete necunoscute, pentru că și în domeniul psihologiei și în domeniul NLP-ului inovez. Fac lucruri noi, caut să fac lucrurile altfel. Ori asta mă face să simt exact aceeași emoție, același freamăt al descoperirii. Cosmonautul reprezenta pentru mine simbolul descoperirii, simbolul căutării. Nu știam atunci lucrul ăsta, însă mi-a fost clar mai târziu. Ok, vreau să revin un pic asupra... Deci, în această etapă de chemare apar foarte multe coincidențe și foarte multe semne în viața ta. Apar repetări de vise. Îți apar tot felul de întâmplări din care ai putea să tragi concluzii că e momentul să pornești la drum, că e momentul să nu mai stai în acea lume obișnuită și e momentul să iei destinul în mâinile proprii. Am pus acea a treia etapă, refuzul chemării, o consider o etapă importantă și zic imediat de ce. Pentru că aici se blochează foarte mulți oameni. Iar momentul în care te blochezi aici, pentru că există o teamă, e prima dată când apare teamă. Există o teamă în fața chemării, pentru că să accepți chemarea înseamnă că tu știi în interiorul tău că viața ta se va schimba, că nimic nu va mai fi la fel ca până acum. Și momentul în care tu refuzi chemarea, o faci dintr-un fel de instinct de conservare. Dar se întâmplă ceva. Hai să zicem că refuzi chemarea odată, de două ori. Însă în momentul în care refuzul chemării devine rutina principală, devine obișnuința de a refuza permanent ceea ce viața îți aduce în față, de a refuza oameni noi, de a refuza întâmplări, de a refuza pur și simplu să experimentezi viața. Acel refuz al chemării va construi persoane frustrate. Există un concept, hai să zic, paralel cu călătoria eroului. Se numește anti-erou. Deci avem erou și avem anti-erou. Anti-erou este, dacă vrei, personajul negativ pe care îl vezi în filme. Mi-am pus frecvent întrebarea, ce s-a întâmplat cu acel om care s-a născut ca erou și la un moment dat a devenit personaj negativ? Mi-am dat seama că personajul ăsta negativ a apărut datorită faptului că el nu și-a acceptat chemarea. Personajul negativ nu este altceva, nu este un om rău, ci este un om frustrat. Este un om care, datorită fricii de a-și urma destinul, de a-și urma chemarea, a stat pe loc, a stagnat în lumea obișnuită, în zona lui de confort. Și din acel moment, el nu a mai progresat. Și atunci a apărut frustrarea, a apărut negativitatea. Îmi amintesc în cartea Alchimistul. În Alchimistul acolo este un moment foarte frumos cu un bandit care îl prinde pe băiatul care își căuta comoara și îl bate ca să-i dea lui comoara. Și băiatul îi povestește visul și zice, da, uite, eu am visat că undeva în Egipt, lângă piramide, mă așteaptă o comoară. Iar banditul începe să râdă și zice, ce prost ești,
Păi și eu am visat că undeva în Spania, lângă un sat, lângă un copac, acolo e îngropată o comoară și că acolo ar trebui eu să merg și acolo să-mi iau, să-mi caut comoara mea. Și mi-am dat seama că, de fapt, și povestea se termină în felul următor. Băiatul nostru care nu și-a găsit, a trebuit să ajungă până lângă piramide, să ia bătaie de la bandit ca să înțeleagă că comoara îl aștepta acasă. Adică exact banditul descrisese locul de unde a venit el, unde s-a născut el. Să sizeze acea întoarcere, acel cerc de care vorbeam. E, doar că banditul nostru nu și-a acceptat chemarea. El a zis, eu nu mă duc până în Spania. Asta l-a făcut să fie bandit. El povestea cum și el când era mic avea vis că comoara l-așteaptă undeva, dar că el nu e prost să accepte acea comoară, acea chemare. Și atenție, este cel mai periculos moment, acest refuz al chemării. Refuzul chemării e momentul în care tu zici nu experiențelor pe care ți le aduce viața. Când, nu știu, un prieten te invită să te duci la Polul Nord și tu zici nu și găsești scuze, ăla e refuzul chemării. Când ți se deschide în față, o, să zicem, o nouă relație și tu o refuzi pentru că ți-e teamă că ai putea să suferi, e refuzul chemării. Și ce se întâmplă? Toate aceste etape, toate aceste 12 etape sunt ca niște jaloane deja specificate, deja create în subconștientul tău. Dacă tu nu treci de la unul la altul, ci stagnezi, subconștientul tău reacționează și începe să pună presiune pe tine. Și singurul tău mod de a reacționa va fi frustrarea și suferința. Și poate că e prea dur să o zic, dar eu te-o zic. Alienarea, îndepărtarea de cine ești tu cu adevărat. Pentru că, și aici apare un concept care iarăși m-a făcut să fiu curios mult timp. Am încercat să-mi dau seama de ce unii oameni suferă, de ce viața lor e tristă și trec prin tot felul de greutăți și chiar dacă nu au nu știu ce greutăți, sunt oameni care pur și simplu aproape că nu reușesc să se bucure. Și mi-am dat seama că elementul cheie în această suferință este faptul că nu te mai apropii de cine ești tu cu adevărat. Pentru că ceea ce nu ți-am zis de la început, scopul acestei călătorii a eroului este să treci prin toți acești pași, iar la final să-ți dai seama cine ești tu dincolo de, hai să zic, de numele tău, dincolo de funcția ta, dincolo de obiceiurile tale, dincolo de activitățile tale, dincolo de personalitatea ta. Cine ești tu cu adevărat la nivel spiritual? Aceasta este menirea călătorie eroului. Iar când apare refuzul chemării și când această călătorie este stagnată, subconștientul reacționează drastic și îți provoacă suferință. Deci mare atenție la această a treia etapă. Probabil că n-ai așteptat să, n-ai pus mâna să ascunzi celelalte etape, le-ai citit deja, dar hai să mergem mai departe. Să zicem că eroul nostru nu își refuză chemarea sau, mă rog, refuzul apare în permanență, apare totdeauna, însă treci și de el. Dacă nu te-ai oprit la refuzul chemării, deci ai auzit chemarea, ai refuzat-o și după aia ai revenit, următoarea întâlnire este, următoarea etapă este întâlnirea cu mentorul. Întâlnirea cu mentorul, de obicei în filme sau în cărți, este, are o natură un pic supranaturală. Mentorul uneori este o bufniță vorbitoare sau este un vrăjitor sau este pur și simplu un extraterestru, cineva a venit să te învețe să iubești necondiționat, abar n-am. Însă, în mod concret, întâlnirea cu mentorul este, pe, hai să zic, pe obiectivele concrete ale vieții tale, întâlnirea cu mentorul este întâlnirea cu un om care deja și-a făcut acea călătorie, adică știe ce urmează. Știe următoarele etape, le-a trecut, a trecut prin ele. Îi este foarte clar unde te afli tu și ce urmează în viața ta, pentru că el a fost deja acolo. Întâlnirea cu mentorul este
importante pentru tine, pentru că îți pune la încercare capacitatea ta de a învăța. Întâlnirea cu mentorul vine ca să-ți dea curajul de a ieși din lumea ta obișnuită. Cea mai puternică, cea mai profundă descriere a acestui moment de întâlnire cu mentorul am găsit-o în autobiografia unui yogin, scrisă de un mistic, de un guru indian, care se numește Swami Shiva, nu mai știu, o să-mi amintesc numele, Yogananda, Swami Yogananda. E, tipul ăsta, bine, descria o întâmplare, nu știu dacă e reală, nu contează. El spune că în Himalaya e un maestru care trăiește de secole. Sau poate mentorul e Marisimio. Și acest om care trăiește acolo de secole și care e nemuritor, la un moment dat, un discipol îl caută și ajunge la el, undeva deasupra pe munte. Și acel discipol îi zice: te-am căutat ani de zile și în final am ajuns la tine, te-am găsit. Am venit să învăț de la tine, să mă descoper. Și marele maestru îi spune: nu, în faza în care ești tu acum, cu suferințele care le ai în tine, cu rănile care le ai în tine, eu nu pot să te învăț. N-ai ce să înveți de la mine. Ești prea, prea jos. Iar acel discipol zice: dacă tu nu mă înveți și nu accept să fii mentorul meu, să fii maestrul meu, viața mea nu mai are niciun sens. Mă arunc în prăpastie. Și mentorul îi zice: aruncă-te în prăpastie. Și atunci discipolul efectiv se aruncă în prăpastie și moare. Iar mentorul, maestru, suflă asupra lui și îl învie și îi zice: de-abia acum poți să fii discipolul meu. E, bineînțeles, o metaforă, însă ce transmite acest mesaj? Spune că întâlnirea cu mentorul pare extraordinară, pare magică. Ai impresia că mentorul este venit din altă lume, pentru că el chiar e venit din altă lume. El întâmplător trece pragul lumii tale obișnuite. El nu mai face parte din acea lume, el știe întreaga călătorie. Și în momentul în care tu îți întâlnești mentorul, el o să-ți pună la încercare nu memoria, nu cunoștințele raționale, ci ceva mult mai intim, mult mai profund. O să-ți pună la încercare puterea ta de a-ți abandona rațiunea. Pentru că rațiunea și ideile pe care tu deja le știi, cunoștințele pe care tu le ai deja, ele sunt toate menite să te țină în zona ta obișnuită, în zona ta de confort, în lumea ta actuală, în lumea ta obișnuită. Iar mentorul nu face altceva decât să-ți spună: aruncă-te în prăpastie, abandonează ceea ce tu cunoști și voi fi lângă tine ca să treci primul prag, adică în a cincea etapă. Acea etapă, trecerea pragului, este începutul transformării tale. Până în acel moment, mentorul e acolo doar ca să-ți dea încredere, ca să pur și simplu să fie acolo cu tine, să ai tu sentimentul de siguranță. Însă rolul mentorului în acel moment este să te facă să câștigi atât de multă încredere în procesul acesta de transformare, încât să renunți la rațiune. Metafora aceea cu aruncatul în prăpastie, de fapt la asta se referea, la faptul că acel discipol poate să renunțe la rațiune și poate să pur și simplu să aibă atât de multă încredere încât împotriva rațiunii să treacă pragul lumii obișnuite. Și ajungem la cincelea etapă. A cincea etapă este trecerea primului prag. Înainte de a trece pragul însă, va fi o probă. Acea probă se numește gardianul pragului. Gardianul pragului de obicei este
Un test este un mesaj, este un moment crucial pentru tine în care tu te uiți înapoi și zici, oare nu era mai bine să rămân neștiutor și să nu merg, să nu caut mai departe, să pur și simplu să fiu eu, să stau eu așa în banca mea cu minte. Ei, gardianul pragului este, de cele mai multe ori, este reprezentat printr-un monstru. De ce? Pentru că simbolizează necunoscutul care urmează. Totdeauna, înainte de a trece împreună de mână cu maestru, cu mentorul, de a trece pragul, s-ar putea să treci prin niște teste de genul coșmare, apariția unor simptome ca de boală, conflicte în relație de cuplu, ceva atât de drastic care îți sugerează într-o formă sau alta, băi, să nu cumva să mă schimb. Uite ce se întâmplă dacă fac schimbare. Gardianul pragului este o etapă, este o funcție din subconștientul nostru. Acea funcție care încearcă să te protejeze inclusiv împotriva schimbării. Zice, ești sigur că ești pregătit pentru schimbarea asta? Dacă nu ești pregătit, gardianul îți pune totdeauna această întrebare. Și atunci tu uneori zici, nu, nu, mai stau în zona mea de confort. Dar uneori treci. Dar trecerea aceea se mai numește intrarea în stomacul balenei. Dacă ți amintești povestea lui Iona, parcă din Biblie, când a fost înghițit de o balenă și a stat acolo în balena aia, care e rolul, care e simbolul? În acel moment tu ești rupt. Mentorul tău care te protejează te rupe de lumea obișnuită. Îți închide cumva toate canalele, parcă printr-o magie îți zice nu mai gândi cum gândeai înainte, nu mai accesa informații cum le accesai înainte. Stai singur pentru câteva momente, stai singur o perioadă și vezi cum anume se schimbă viziunea ta despre viață. Pentru că dacă nu se produce această separare în stomacul balenei, adică acea rupere de tot ceea ce a însemnat vechea lume, va exista tendința să te întorci. Mentorul știe asta și de multe ori chiar mentorul este cel care te trimite în stomacul balenei, adică te creează în jurul tău un fel de cocon, ca al unei omide, astfel încât să te poată cumva proteja împotriva exteriorului. Și după această etapă, după ce ai trecut pragul, această etapă tu o simți ca o anxietate, ca o intrare într-o lume a necunoscutului. Nu ți este deloc în regulă. Este sentimentul, știi ce sentiment ai? Ai sentimentul că ești singur. Chiar dacă mentorul e lângă tine, tu ai sentimentul de desprindere. E momentul în care, e ca și cum aș zice, ai tăiat cordonul ombilical cu familia ta. Eu am pățit chestia asta când m-am mutat de acasă și am venit la facultate în Timișoara. Băi, ce am pățit atunci, în primele luni, efectiv îmi venea să plâng. Plângeam seara că n-avea cine să-mi calce haine, n-avea cine să plătească facturile. Aveam 18 ani și era momentul în care am trecut pragul și m-am simțit complet singur, complet abandonat. Aveam un sentiment de anxietate, parcă lumea începea să se prăbușească în jurul meu. Și mă gândeam, gardianul pragului era acolo și ziceam, dar oare nu era mai bine să mă întorc, să rămân acasă? Nu era mai bine să nu fi făcut nicio școală? Nu era mai bine să fi rămas eu acolo cu ei, să aibă grijă de mine toată viața? E, asta face gardianul pragului. Bun, după ce am trecut pragul acesta, apar aliați și inamici. Adică începi să găsești o comunitate, oameni care încep să gândească ca și tine. Încep să apară inamici. Ce sunt inamici aici? Sunt oameni care îți spun, nu e bine, tu nu faci bine ceea ce faci, trebuie să schimbi ceva, era mai bine cum era înainte. Deci, încep să te schimbi în rău.
Toți acei oameni care te trag în jos, care îți spun nu fă transformarea asta pentru că e periculoasă pentru tine. Deci cunoști această etapă și în această etapă apar foarte multe tentații și provocări. Tentații de genul, da, aș putea să mă întorc, încă mai pot să mă întorc, încă mă gândesc că nu am ajuns la punctul ăla în care nu mai pot să dau înapoi. Tentațiile pot să apară să fie, nu știu, să cazi în diferite vicii. Ăsta e momentul în care ești tentat și provocat să nu-ți continui călătoria. E momentul în care ți se dă, dacă ți amintești, erau poveștile acelea din copilărie, cred că al Petre Ispirescu, când fata săracă a fost pusă să aleagă un cufăr și putea să aleagă un cufăr de aur, unul de argint sau unul vechi de lemn. Și putea să aleagă pe cel de aur sau pe cel de argint, dar l-a ales pe cel de lemn, adică a trecut de această etapă. Și parcă îmi amintesc că era și un mentor în poveste. Îmi pare rău că, uite, nu mai știu bine povestea. Era un mentor în poveste, ceva, o pasăre sau ceva care i-a sugerat să-l aleagă pe cel de lemn. Sau o variantă a poveștii era așa. Pentru că cel de lemn, în final, ascundea comoara, adevărata comoară. Da, pentru că în toată această etapă apar, după ce ai cunoscut aliați și inamici, și se mai întâmplă ceva interesant. Apar dubii și frici. Dubii și începi să te întrebi, oare nu cumva am greșit, n-aș putea să mă întorc? Și de-a lungul întregului acestui, hai să zic, pe toată această perioadă, tu e posibil să te întorci, e posibil să refuzi continuarea chemării, căutării acestei căi. Și cât timp apar acest, totdeauna poți pur și simplu să stagnezi, să rămâi pe loc. Însă călătoria eroului continuă. Și am ajuns la a șaptea etapă. Iar în această a șaptea etapă e prima dată când tu începi să te confrunți cu zonele tale cele mai întunecate, cu tot ceea ce e, hai să zic, negativ și tot ceea ce este periculos în acest drum al tău. Metaforic, această etapă se numește intrarea în peșteră. De ce? Pentru că aici, în peșteră, se întâmplă două lucruri profunde. Mentorul moare și te întâlnești cu umbra. Când zic mentorul moare, mentorul te conduce prin peșteră. Te conduce să te întâlnești cu umbra. Îți vorbește despre umbră, îți vorbește despre faptul că te vei confrunta cu cele mai negre frici ale tale, cu cele mai profunde sentimente de renunțare, cu dorința ta de a te întoarce acasă, în zona ta de confort și chiar cu orgoliile tale, cu dorința ta de a face rău altora și de a-ți face rău ție, poate. Și mentorul te învață că sunt în regulă toate lucrurile astea, că nu ai de ce să te temi și că poți să mergi mai departe prin peșteră, să călătorești chiar dacă e întuneric în jurul tău. Iar la final, mentorul dispare. Pentru o perioadă, până când te întorci înapoi către, hai să zic, către punctul final al călătoriei, mentorul nu mai e lângă tine așa cum era înainte. E ca și cum pentru o perioadă și-a pierdut puterea. Tu aproape că zici, păi nu prea mai am nimic de învățat de la mentor. Păi nu mai pot să mă întâlnesc cu el, nu mai are timp, s-a întâmplat ceva și nu mă mai bag în seamă. Toate aceste întâmplări, să le zic așa, fac parte din călătoria ta. Sunt obligatorii, apar aproape la toată lumea.
în etape diferite apar la toată lumea. Pur și simplu va exista o îndepărtare de mentor. Eu, de exemplu, de unul dintre mentorii mei, de la care am învățat foarte multe, nu m-am mai întâlnit cu el și n-am mai comunicat cu el aproape vreo 10 ani. Și după aceea ne-am revăzut, am reluat legătura. Așa se întâmplă. Uneori nu trebuie să fie 10 ani, uneori poate să fie doar 10 luni sau 10 zile, habar n-am, sau câteva ore, nu știu. Însă, alteori, mentorul poate să fie fizic, permanent acolo, însă să nu mai simți tu acea putere pe care o simțeai înainte. E aproape același lucru, e o moarte a mentorului ca putere, nu ca persoană. Asta se întâmplă după ce tu te-ai confruntat cu primele tale umbre, cu primele tale frici profunde, cu primele tale încercări. Și când crezi că lucrurile s-au terminat și a ieșit la suprafață, apar după această, hai să zic, după această călătorie prin peșteră, prin întuneric, tu vezi lucrurile diferit. Începi să ai revelații pe care nu le aveai înainte. Pur și simplu începi să gândești altfel. Asta înseamnă aceste revelații. Și începi să zici, să înțelegi problema cu care te confruntai cu totul altfel decât o înțelegeai până acum. Tot în această etapă se mai întâmplă ceva. Apar două alte întâlniri, să le zic așa, importante. Prima este întâlnirea cu zeița. Întâlnirea cu zeița reprezintă reconectarea cu o iubire necondiționată. Poate că trecând prin peșteră ai putut să te întorci și să accepți poate anumite greșeli ale părinților tăi, a mamei tale. Poate că în întunericul acela al peșterii, în fricile acelea, ai putut să-ți dai seama că ești în final înconjurat de o iubire maternă a întregului univers. Poate că pur și simplu ai descoperit în iubirea partenerului că puteai să simți mai mult decât simțeai, sau că poți să simți mai mult decât simțeai înainte. Pur și simplu, în acea etapă, după ce tu ai trecut de primele încercări, se schimbă ceva în modul în care simți iubirea. Și acest sentiment se numește întâlnirea cu zeița. Pentru că zeița este de fapt mama întregului univers, mama cosmică, care a dat naștere vieții, a dat naștere întregului univers. Și această zeiță a cosmosului este cea care, într-o formă sau alta, te protejează, are grijă de tine. E ceea ce noi în creștinism avem ca simbol pe Fecioara Maria. Și spunem, ne rugăm la Fecioara Maria ca să ne protejeze, să ne vindece. Ei, cam asta ar fi întâlnirea cu zeița din călătoria noastră. Într-o formă sau alta, găsești o zeiță. Poate să fie o persoană, deci o femeie, poate să fie un concept sau poate să fie pur și simplu o recâștigare a iubirii materne. Habar n-am care din aceste lucruri se vor întâmpla, însă se va întâmpla după ce tu ai avut întâlnirea cu umbra ta. Și colegii noștri care au făcut masterul ar putea să confirme lucrul ăsta, că după, hai să zic, întâlnirile cu umbra, s-a schimbat ceva în relația cu părinții, în special în relația cu mama. Și am mai zis că se mai întâmplă ceva. Apare ceea ce se numește ispășirea. Ispășirea a ce? Ispășirea tuturor sentimentelor de vinovăție, de păcate, de greșeli. Apare un fel de autoiertare în acel moment și apare o reconciliere a relației cu tatăl. Pe lângă primirea acelei iubiri materne, apare și o reconciliere a relației cu tatăl, pur și simplu o înțelegere pe un alt nivel a relaționării cu tatăl tău. Vezi în tatăl tău cu totul altceva din ceea ce vedeai până acum. Dacă până acum îl vedeai ca fiind cel care a greșit poate în viața ta și el te vedea ca un om care nu reușește, cum se schimbă ceva? Faci pace cu el. Și când zic faci pace cu tatăl, nu mă refer doar cu tatăl tău fizic, ci mă refer cu conceptul de tată cosmic, cu sinele tău, cu
esența ta interioară. Pentru că tatăl, dacă mama este proiecția iubirii noastre infinite, necondiționate, tatăl este proiecția conștiinței noastre în interiorul nostru. E ca și cum, din acel moment, ceva se întâmplă în tine și tu zici, eu am un sine. Eu sunt mai mult decât cel care eram până acum. Asta înseamnă, de fapt, reconcilierea cu tatăl. Înseamnă o primă privire în oglindă la nivel de spirit, la nivel spiritual. Însă, exact în această etapă, tu intri în cea mai adâncă noapte și te confrunți cu cea mai mare frică ta. Această frică se numește abisul. Aici, în acest abis, intri în, hai să zic, cea mai simplă descriere a acestui abis este o formă de depresie. Aici ai senzația că nimic nu are rost, că nimic nu mai contează, că ori mori, ori trăiești, e același lucru, că pur și simplu nu știi nici măcar de ce te-ai mai născut. Este cea mai joasă, cel mai jos loc unde te-ai putea afla. Poți să-l numești un fel de iad al sufletului. În ortodoxie, în creștinism, se numește noaptea neagră a sufletului, acest abis. Și nu este doar întâlnirea cu umbra pe care ai avut-o înainte. Întâlnirea cu umbra o faci foarte echilibrat emoțional, da, te sperie, mai te războiești cu ea, mai nu știu cum. Abisul e momentul tău de minim. E momentul în care ești copleșit, când ai senzația că nimic nu se mai poate face, că nimic nu mai contează. E momentul în care dușmanul, inamicul, viața, te-a simți. Abisul este cea mai mare groază a ta cu care te confrunți. Poate să fie frica de moarte, poate să fie frica de a fi abandonat, poate să fie o gelozie imensă cu care tu te confrunți. Însă e acolo și o să o simți și o să o simți intens. Ceea ce te poate salva în acele momente de abis este acea întâlnire cu zeița, pentru că de aia ți-am vorbit de ea. Este reconectarea la sentimentul de iubire necondiționată. Dar hai să zic că nu o să am timp să vă povestesc acum cum se fac trecerile dintr-o etapă într-alta. Despre trecerile astea o să vă povestesc la final ce ar trebui să faci ca să poți să le înveți. Însă fiecare etapă vine cu un fel de, hai să zic, un fel de trusă prin care știi ce ai de făcut ca să treci pe nivelul următor. Dar hai să vorbim de următorul nivel, de următoarea etapă, de recompensă. Să zicem că ai reușit să treci de abis. După ce ai trecut de abis, ceea ce simți acum, ceea ce gândești acum, este pur și simplu, începi să gândești altfel, complet altfel decât gândeai înainte. Deci modul tău de a vedea lumea este radical schimbat. Pentru că ai făcut acele întâlniri cu zeița și cu tatăl, cu mama și cu tatăl, tu începi să nu mai vezi dualitatea așa cum o vedeai înainte. Și acum, la recompensă, tu ai o viziune transcendentă. Adică contrariile nu mai sunt contrarii. Binele și răul nu mai sunt bine și rău. Bogăția și sărăcia nu mai sunt contrare. Ura și iubirea nu mai sunt contrare. Toate lucrurile acestea tu începi să le vezi unificat. E ceva magic. E acel moment de recompensă sau de armă magică, este atunci când eroul nostru primește printr-o grație divină, de obicei de la o zeiță, primește o armă magică, primește o sabie, legenda regelui Arthur a primit o sabie de la Lady of the Lake. Ți-ai amintești când o mână a ieșit din apă și a întins o sabie? Nu era Excalibur, era o altă sabie care avea un alt nume, nu mai știu.
În poveștile românești, când Făt Frumos era urmărit de Baba Cloanța, primise înainte de la o fată, primise un sac în care era un piaptăn și era mai știu ce, și el le arunca în spate și aprea o pădure ca să oprească pe Baba Cloanța. Baba Cloanța era, de fapt, abisul, frica cea mai mare. Arma magică este momentul tău de putere, momentul tău în care tu dezvolți, în mod concret vorbind, o nouă abilitate. Momentul în care vezi lucrurile atât de diferit încât gândești ca un magician. E momentul în care tu obții bagheta magică. Asta se întâmplă în această etapă. Ăsta este punctul în care tu atingi nivelul de magician. Dar despre asta mai târziu. După acest moment apare moartea și renașterea. Deci am pus 10 și 11 le-am inversat, îmi cer scuze. Deci după 9 vine 10, care este moartea și renașterea. Moartea, pentru că când tu ai ajuns să ai această baghetă magică, crezi că ești invincibil. Crezi că acum, gata, au dispărut toate testele. E, nu e așa. Acest moment este momentul în care vei, modul tău de a fi se va schimba radical. Niciuna din aceste prime 3-4 schimbări prin care ai trecut până acum nu a fost atât de puternică ca asta. Aceasta a 10-a etapă este etapa în care tu devii din prinț cerșetor, din cerșetor devii prinț, deci invers. Din broscoi devii prinț. Din bestie te transformi în Făt Frumos. Te mintești din Frumoasa și Bestia. Deci acel moment e momentul, poate cea mai bună metaforă a acestui moment de renaștere, de moarte și renaștere, este omida care moare ca să devină fluture. Ăsta este momentul. Moartea omizii. Omida moare ca să devină fluture. Ea renaște ca fluture. Însă ceea ce pentru omidă, ceea ce pentru fluture înseamnă naștere, pentru omidă înseamnă moarte. Ori aici tu pur și simplu gândești, hai să zic, oamenii se uită la tine și văd un geniu, văd un om care gândește complet diferit. Pur și simplu aici ești într-o fază atât de avansată în a gândi despre un subiect încât pur și simplu ți-e atât de simplu că nici măcar nu mai consider că a fost vreodată o problemă. Acest moment de renaștere te transformă radical, îți transformă modul tău de a fi, te transformă pe tine. Tu nu mai ești cel care erai până acum. E momentul în care tu poți să zici, din om am devenit zeu sau din omidă am devenit fluture. Însă această etapă este de fapt ultima ta încercare, ultima mare luptă. E... Chiar dacă pare că abisul este cea mai mare, aici tu renunți în această etapă, asta am uitat să-ți spun, această a 10-a etapă a renașterii, a morții și renașterii, tu renunți la obiectivele tale. Ăsta e momentul în care tu nu mai contezi, tu existi pentru ceilalți, tu existi pentru ceva mai presus de tine. Dacă până în această etapă pentru tine conta călătoria ta, din această etapă, tu devii un mentor pentru călătorile celorlalți. Și tot ceea ce faci tu este să-ți dai și ultima picătură de energie pentru a-i ajuta pe ceilalți. Deci, tu, de fapt, la asta se referă renașterea, moartea, moartea și renașterea. Moartea este moartea ego-ului tău, adică a sentimentului individualității tale. Iar renașterea se referă la faptul că tu ai renăscut pentru o altă misiune, pentru ceva superior ție cel care erai până acum. În această etapă, sau după această etapă,
urmează refuzul întoarcerii. Efectiv, aici simți că așa trebuie să rămână lucrurile, să stai în această, în această formă, hai să zic, superioară, spirituală de a gândi, de a reacționa. Și ți se pare că această etapă este importantă, este mai importantă decât celelalte. Tu ești cel care îi ajută pe ceilalți, tu ești cel care vrea să facă bine în lume. Și chestia asta te face un fel de, ca un fel de magician care nu-și mai acceptă magia. E ceea ce apare foarte fain în iluzia lui Richard Bach, când acel mesia recalcitrant nu mai vrea să fie mesia. El refuză să-și ducă până la capăt misiunea. Bineînțeles că nu poate, în final tot îi ajută pe oameni, chiar dacă ajută un singur om. Însă există un refuz al întoarcerii în lumea obișnuită, pentru că tu vezi lucrurile acum. Lumea în care tu trăiești este magică. Acum lumea în care tu trăiești este specială. De ce te mai întoarce în lumea obișnuită, acolo unde oamenii care i-ai lăsat în urma ta o să te ponegrească, o să te critique? De ce să te întorci iar la ei? Însă vei trece pragul înapoi spre casă. Și trecerea acelui prag înapoi spre casă te va face să fii stăpânul celor două luni. Te va face să te poți bucura, să poți să te întorci acasă cu elixirul nemuririi, cu elixirul vieții. Adică ce vei face? Vei aduce lumină de-abia atunci în viața celorlalți. Doar după ce treci prin aceste etape, ceilalți te vor auzi, te vor asculta. Până în această etapă, tu îți urmezi chemarea, tu îți urmezi călătoria ta. Însă doar când tu te întorci și ai ajuns la a 12-a etapă și te-ai întors cu elixirul și poți să le arăți celorlalți efectele elixirului și să trăiești în cele două lumi în paralel, adică să fii astăzi, să vorbești într-un anumit fel, mâine să vorbești în alt fel și să ai atât de multă flexibilitate încât nici unii, nici ceilalți, nici oamenii din lumea obișnuită, nici cei din lumea ta specială în care ți-ai găsit aliați să nu considere că e ceva ciudat cu tine, de-abia atunci tu ai ajuns înapoi acasă. Atunci ești eroul care și-a împlinit misiunea. Acel erou care s-a renăscut, a murit și a renăscut și și-a atins misiunea în viață. Pentru că misiunea ta în viață este să aduci această lumină pe orice înseamnă obiectiv. Dacă ar fi să iau călătoria asta a eroului pe, hai să zic, pe un business, că o pot suprapune pe absolut orice. Îți urmezi dorința de a face business și ai întâlniri cu mentorul și ai aliați, ai inamici, ai perioada de abis, ai o recompensă, câștigi o armă magică și mori și renaști. Și în acel moment îți dai seama că businessul acela nu îl mai faci pentru tine, îl faci pentru ceilalți, îl faci ca să-i ajuți pe alții. Și după aceea ce faci? Te întorci acasă cu noile noțiuni pe care le ai și le dai lor, îi înveți să facă același lucru. Toată această călătorie este, nu că este obligatorie, nu poți trăi fără ea, nu poți efectiv să trăiești fără să o duci la îndeplinire. Poate te-am zăpăcit de cap, însă cred că a fost important să afli toate aceste lucruri și ce nu ți-am spus până acum este că, mă rog, ți-am aruncat un pic pastila, este că există metode și pe asta mi-am concentrat atenția în ultimii, cred că ultimii 15 ani, de când acest concept face parte din viața mea și mă intrigă zi de zi. Există metode prin care pur și simplu treci de la o etapă la alta. Și cu fiecare etapă prin care tu treci, tu devii un alt om.
Te schimbă fiecare etapă. Te schimbă fiecare pas, fiecare etapă pe care tu o faci, îți schimbă ceva în personalitatea ta. În termeni, hai să zic, de psihologie, spun că ni se schimbă arhetipul. Adică ni se schimbă forma psihologică după care noi funcționăm. Dacă la început funcționezi după o formă, hai să zic, inocentă de copil, către final îți dezvolți abilități de războinic, de magician, de rege, de înțelept. Și fiecare acest arhetip din călătoria eroului, fiecare această etapă, creează în interiorul tău un om nou, o personalitate puternică, o personalitate carismatică. Fiecare etapă îți generează o altă atitudine. Cei din jurul tău vor admira la tine atitudini diferite pe măsură ce tu treci prin călătoria ta, etapă cu etapă. Și Sorin îmi face semn că ne apropiem de final și să nu uit, pentru că asta e claritate în gândire. Da, mă bucur că e claritate. Scopul acestui webinar a fost să-ți facă poftă. Să-ți facă poftă de ceea ce vreau să fac pentru prima dată în tabăra din Grecia, din această toamnă. Pentru că aceste informații sunt prea profunde și prea valoroase ca să nu le dau. Avem o tabără la care nu știu câte locuri mai am. Însă o să afli zilele următoare, din 7 până în 14 septembrie, în Grecia, în care scopul meu este să te învăț metodele prin care treci de la o etapă la alta. Eu te-am arătat metodele, te-am arătat etapele, însă cel mai bine este să fiu lângă tine și să te pot superviza când tu faci măcar o primă trecere de la o etapă la alta. Și o să ai metode pentru fiecare etapă și o să ai tehnici de meditație pentru fiecare etapă. O să poți să identifici fiecare arhetip de pe fiecare etapă unde ești tu, să-ți dai seama unde ești tu, unde sunt ceilalți oameni din viața ta. O să poți să înțelegi viața ta și viața celorlalți sub forma unei călătorii și fiecare zi, fiecare etapă din călătorie să-ți aducă o nouă transformare. Și, de fapt, îți zic așa, în spatele cortinei, scopul principal este să nu mai stagnezi, să nu te mai blochezi într-o anumită etapă. Asta vreau să fac în tabără. Acolo unde sunt blocaje în viața ta, tu refuzi anumite chemări, refuzi anumite etape. Tot ce înseamnă blocaj, tot ce înseamnă suferință, tot ce înseamnă frică în viața ta nu este altceva decât o stagnare pe o anumită etapă. Și ce vreau să-ți dau în tabără este metodele pentru a debloca etapele pe toate individual și vreau să te învăț mai multe lucruri despre ce înseamnă acele arme magice pe care le primești și ce să faci când ești în abis, când ești în peșteră și cum se simte, asta mă interesează poate cel mai tare, cum se simte acel moment de moarte și renaștere metaforică, bineînțeles. Și pentru asta vreau să facem respirația holotropică, să simți ce înseamnă să renunți la ego, să treci dincolo de porțile individualității tale. Să simți ca și cum fiecare celulă din corpul tău este una cu întreg universul. Asta vreau să facem. Da, tabăra va fi o tabără transpersonală, va fi o tabără inițiatică, nu va fi o simplă tabără de psihologie. Și o să-l rog pe Sorin să zică în 2-3 minute câteva detalii, mi se termină și bateria la laptop. Și vreau să-ți mulțumesc, sunt 105 oameni au rezistat acestei avalanșe de informații. Propunerea mea ar fi să urmărești încă o dată webinarul, pentru că s-ar putea la a doua ascultare să descoperi lucruri care ți-au scăpat acum. Îți reamintesc, ne vedem din 7 în 14 în Grecia, la un hotel super fain pe plajă. Probabil că noaptea o să ai timp să faci și plajă, cam așa se întâmplă la taberele mele. Glumesc, dar
o să fac în așa fel încât să avem timp și de, și de plajă și de mare, mai ales că hotelul e chiar la 2 pași de mare. E fix pe plajă, zice Sorin, un hotel fain de 5 stele.